Mirel Iacob a urcat în ring cu speranța că va aduce a treia sa victorie în galele Supercombat organizate de Eduard Irimian. Giurgiuvanul a început meciul în forță, dar sârbul s-a dovedit a fi foarte puternic și a preluat conducerea luptei. Iacob a încercat la începutul partidei câteva lovituri riscante, dar Vidovic a fost foarte sigur pe el și nu s-a lăsat păcălit, ripostând în forță. Se cântăresc din priviri. Încă o dată, lovitura clasică a lui Mirel, acea lovitură descendentă de picior cu piciorul drept, dacă nu mă înșel. Ce încearcă Mirel? Am spus că a urcat în ring să facă spectacol. Sârbul s-a dovedit a fi foarte puternic, dar în același timp deosebit de lucid și rapid. Cu o tehnică de brațe superioară, sportivului nostru provenit din Kyokushinkai, dar și cu combinații brațe-picioare, Vidovic și-a menținut superioritatea până la finalul partidei, în fața unui Iacob care merită admirația noastră pentru tăria lui de caracter ce l-a ajutat să termine onorabil partida. Și... da, victoria clară pentru sârb, dar foarte interesant cine... acordă cupa nimeni altul decât Leonard Doroftei, campionul mondial la categorie ușoară. Astfel, Mirel Iacob pierde cel al treilea său meci desfășurat în întâlnirile din galele Supercombat, după ce finalul anului 2013 a adus primele victorii în fața italianului Francisco Mattioli și a grecului Giannis Fesulai.